rog. Na rog. Așa. Cu ce ați venit la Moldova, Arita? Eu știu că ați venit cu autobuzul, dar... Dar ce o să ne prezentați cu asta? Asta am avut în vedere. Am venit să arătăm talent. Ce fel de talent? La bara fixă. Noi vă dorim succes. Mulțumim. Dar de ce așa, cam greuț? Nu știu. Nu știți? Așa se primește. Așa când nu se uită nimeni, se primește mai bine, nu? Da. S-a simțit spre finalul numărului că erați puțin epuizați, obosiți. Bun, că și emoțiile. Am mai văzut numere de workout. Ce mi-a plăcut la voi e că ați fost pregătiți, că ați făcut ceva special pentru Moldova, Are Talent, ați pregătit câteva mișcări sincron și mi-a plăcut că ați fost și zâmbitori. Tocmai de aceea, dacă îmi dați voie, o să spun da, eu... Da, sigur, sigur. O să spun eu primul da. Ce spune Nicu? Eu, în general, din toate street workout-urile pe care le-am văzut, n-am văzut niciun număr rău încă. De-aia eu vă felicit, aveți și din partea mea un da. Nu știu ce să vă spun, să vă spun da sau nu. E confuz, băieți, oricum aveți doi de da. Ce n-ar spune domnul Mihai, nu contează. Dacă contează, nu contează. Dacă nu contează, le spun da. Mergeți în etapa următoare. Bravo, băieți, succes!